Slăvit să fie Domnul! Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre, că și după venirea noastră, Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temere. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Venirea mea în seara asta e absolut întâmplătoare. Cu alte probleme am venit, alte gânduri am. Dar dacă dumneavoastră vreți la întâmplarea asta să puneți ghilimele, treaba dumneavoastră. În Ieremia, capitolul 18, se duce marele proroc în casa olarului. Și în versetul 4 spune că s-a întâmplat, așa cum se întâmplă câteodată, că nu a izbutit vasul. Eu cred că olarul ăla făcea 100 de oale fără greșeală. Dar atunci s-a întâmplat cu o greșită. Eu acolo am pus ghilimele la întâmplare. S-au plecat rut să culeagă spice. Și s-a întâmplat că a nimerit tocmai pe ogorul lui Boaz. Bă, ce întâmplare! Apoi eu spun că la voi sunt din întâmplare venit, cu alte probleme. Poate să punem ghilimele, spun frate, vedem la urmă. Luat prin surprindere, într-un anumit fel, târziu am aflat că aveți întâlniri cu tineri, eu căutam un tânăr, de ce am venit aici. Îi povesteam fratelui Caleb că mergeam spre o altă întâlnire cu tineri. Din Bucovina mergeam în Ardeal. Și când mai aveam un pic până să ajung, ăla care m-a chemat îmi spune: frate Dragoș, am uitat să spun subiectul pe seara asta. Dacă vrei să vorbești, din. Și mi-a spus subiectul. Și acum îi spuneam lui Nichifor: măi, poți să amintești ceva de acolo, că mi-e mai aproape în mintea mea. Care era subiectul? Tinerii între cuvânt, cu cămare, și cuvinte. Că este cuvântul și noi avem multe cuvinte. Și aici undeva ne trăim și noi viața, între cuvânt și cuvinte. Eu am rămas la cuvântul care l-am citit aici și versetul ăsta mă cercetează de o bucată de vreme. De afară lupte, și nu vorbim despre asta, din lăuntru temeri. Oare de ce se temea Pavel așa de tare? Dinăuntru temerile. Eu slujesc Domnului din rage de copilărie, născut în familie de pocăiți, cu bunici pocăiți. Sunt slujitor în adunare, avem și noi mulți tineri, mulți. Și avem adunare mare, sute de membri botezați. Și m-am gândit, măi, ce motive de teamă aș avea eu în adunare aici? Și Apostolul Pavel vorbește despre temerile astea. La una să mă opresc. 2 Corinteni 11 cu 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția credincioșia care e în Hristos. Adică s-ar putea ca la un moment dat diavolul să lucreze să strice gândurile noastre. Și eu teamă. Tot Corinteni, în 12 cu 20, dar mă tem că la venirea mea să nu găsesc gâlceavă, pismă, certuri. Caracterizează pe cineva, îngânfări, scrie acolo, adică dispute de astea verbale, prin adunare, între frați, între familie, între fete, câte o ceartă, câte o invidie. Pavel spunea, măi, mă tem să nu fie așa ceva la voi. Și versetul 21, mă tem că la venirea mea să nu mă smerească Domnul din nou față de unii care o păcătui mai înainte și nu s-o pocăit. Și astea parcă sunt mai grave, necurății, curvii, spurcăciuni. Dar nu la teama asta rămân.
În Galateni 4:11 mai are Pavel o teamă și la asta m-am oprit eu. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba între voi. De ce spune Pavel treaba asta? Păi în versetul 8-9 spune, măi, când erați în necunoștință. Dar acum, deci oamenii ăștia aveau obiceiurile lor, ritualurile lor, păgâne. Și Pavel le-a explicat cum e cu pocăința, cu slobozenia în Hristos și constată că voi iară țineți zile, sabate, luni, aveți porunci de astea omenești. Adică nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Când nu cunoșteați, dar acum ar trebui să cunoașteți. Ignoranța. Asta era teama lui Pavel. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 34, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, pentru că sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, spun. Și acum eu mă gândesc, noi avem adunare așa de mare, mă, oare sunt care nu-L cunosc pe Dumnezeu între noi, nu de afară lupte, dinăuntru. Aici sunt oare tineri care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Apoi tinerii ăștia și membrii ăștia din adunare trecuți în registru sunt cu drepturi de pline. Doar ei se ridică la adunarea generală, fac propuneri, trasează direcții, băi, așa ar trebui. Îi dai hârtie și votează, are drept la vot, dar el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ioan 17:3 spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus care L-ai trimis tu. Acum noi cunoaștem pe Dumnezeu? Ioan 1:1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era a-L cunoaște pe Dumnezeu. Înseamnă să cunoști cuvântul. Eu am predicat odată că Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu, apoi a fost răpit. Măi, oare cum umbla? Mergeau amândoi pe stradă, așa. Bun, nu știu, nu-mi pot imagina cum a umblat. Dar cum să umblu eu cu Dumnezeu? Dumnezeu în al treilea cer, Iisus, și eu sunt la Cluj. Cum să umblu eu cu Dumnezeu toată ziua? Ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să umbli cu cuvântul lui Dumnezeu. Să umbli în cuvânt. Și acum, tânărul între cuvânt, cu cămare și cuvinte. Vorbim întâi de cuvânt, ca să umbli în cuvânt, ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. E greu până aici? Cunoașterea asta are izvoare multiple. Odată Ioan 5:39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Cum stați cu cercetarea Scripturilor? Este o cunoaștere prin Duhul, Marcu 2:8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Ce gândeau ăia și le-au zis? Da? Deci e o cunoaștere prin cercetarea Scripturii, e o cunoaștere prin descoperirea Duhului. Și este o cunoaștere pe bază de experiență. Un om care a avut experiență cu Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea cunoașterea asta. Păi ca să fim mai aproape de cuvânt, trebuie să cunoaștem cuvântul. Că ignoranța sau necunoașterea e foarte, foarte periculoasă. În primul rând, afectează învățătura. Afectează învățătura. Că înainte de versetul 34, 1 Corinteni 15, 33, acolo e o categorie de oameni care spune tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Eu am observat prin multe adunări și la noi în adunare, avem tineri foarte buni. Sunt mai buni acum ei decât atunci cum eram eu când eram tânăr, ca dâns, și eu recunosc, sunt mai pocăiți ei. Dar totuși avem așa câte unul, câte una. Se spune în Biblia că muștele moarte acresc unde lemnul de preț al negustorului. E câte o muscă moartă care îi strică și aspectul, vezi acolo 50 de surori,
cuvincioase, pocăite, și una ca o căpriță între ele acolo, parcă strică aspectul. Și nu numai că e vorba de aspect, cine mai cumpără un de lemn de la negustor când vezi că are câțiva gâze deasupra moartei? Nu, nu mai cumpără nimeni. Dar și a cresc, îi schimbă și gustul. Și acum eu am spus că prieteniile, tovărășiile rele strică obiceiurile. Sunt infiltrați printre noi băieți și fete care fac de servicii adunări și lucrările lui Dumnezeu. Ei vin cu ideile lor, vin cu părerile lor și, din păcate, mai atrag de partea lor. Deci atenție întotdeauna la prieteniile care le aveți. Oamenii ăștia nu cunosc Biblia, ei contestă, dacă vreți, cuvântul, contestă învierea. Și întreba unul, dar cum vor învia morți? Și Pavel îi explică așa de frumos, nebun ce ești. Așa începe explicația. Pentru că ăștia nu cred cuvântul și promovează cu totul altceva. Arată acolo în Corinteni, să bem, să mâncăm, că mâine... Deci promovează plăcerile de o clipă ale păcatului, promovează plăcerile din ziua de azi. Păi dacă nu înviere, dacă nu-i judecată, dacă nu se împlinește Scriptura, eu n-am o predică escatologică acum, că nici nu mă pricep tare la asta. Dar știu că unii strecurați așa piefuriși printre noi, parcă strică și aspectul și gustul pocăinței și vin cu sloganul care la ordinea zilei, nu-i nimic dincolo, să bem, să mâncăm, că mâine vom muri. Voi să nu fiți așa. Voi să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Asta e rugăciunea și îndemnul meu pentru seara asta. Că îi afectată și învățătura, îi afectată și slujirea. În 1 Samuel 2:12 vorbea de doi preoți. Fiii lui Eli erau oameni răi. Ei nu cunoșteau pe Domnul. Măi, să faci slujbă în adunare, să predici, să cânti, să reciți, să nu știu ce să mai faci, dar tu să nu-L cunoști pe Domnul. Oare cum arată slujba aceea? Fiii lui Eli nu cunoșteau pe Domnul. Ei făceau un păcat mare, spune versetul 7 acolo, pentru că nu deosebeau darurile Domnului. Ei ne socoteau, scrie, e cuvântul folosit, cuvântul Domnului. În Cartea Corinteni, Pavel îi acuză pe cei din Corint că la cina Domnului nu deosebesc trupul Domnului. Știți cum era acolo? Era o masă de dragoste. Unul aducea sarmale, dacă erau pe atunci, unul aducea pâine, unul aducea nu știu ce, mâncau și hai să sărbătorim și cina. Și nu mai știe care e pâinea de la cină, care e de la găluște, care e acolo. Și Pavel spune, băi, dar voi trebuie să deosebiți, n-aveți mesă să mâncați acasă? Mâncați acasă, iar aici sărbătoriți cina Domnului. Că vă faceți vinovați dacă nu deosebiți trupul Domnului. Știți că este un păcat pentru aceia care nu deosebesc slujirea Domnului? E bun și cânticul ăsta, e bun și cânticul ăsta, e și melodia asta și melodia asta. Și nu mai știi ce-i pentru Domnul și ce nu-i pentru Domnul. Și ne socoteau darurile care se aduceau fără valoare. Dumnezeu să ne păzească și de asta. Apoi mai scrie în Ieremia 2:8 acolo că preoți n-au întrebat, păzitorii legii nu mă cunosc, prorocii prorocesc după Baal. E afectată lucrare, e o confuzie mare dacă aceia păzitorii legii nu mă cunosc. Aceia care trebuiau să mă cunoască, oamenii ăștia nu mă cunosc. Și ei fac slujire totuși, fac slujire. Odată ne socotesc darurile, odată e o confuzie mare în tot ce lucrează și sunt un fel de oportuniști din ăștia că spune un verset acolo, parcă în versetul, nu știu, 27, că ei zic lemnul, tu ești tatăl meu, dar când au necazuri, scoală-te și scapă-ne. Nu vi s-a întâmplat că vă rugați rar, postiți rar și când aveți un necaz, un examen, o restanță, ceva, Doamne, scapă-mă, dar asta nu e slujire veritabilă, nu-L cunoști pe Domnul.
Tu trebuie toată viața și în orice clipă să fii la dispoziția Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Ignoranța, necunoașterea, afectează învățătura, afectează slujirea și afectează trăirea de fiecare zi. Că fiii lui Eli mai făcea un păcat mare, mare, mare și tatăl s-a mustrat ușa. Bă, ce aud eu, fiii mei, nu este bine. A auzit că ei se culcau cu femeile de la ușă, acolo erau păcate de curvie. Totuși ei făceau slujbă, da? În Ieremia cât? 9:3. Au limba întinsă ca un narc, spun minciuni. Deci, astea străiri zilnice. Să fii în casa lui Dumnezeu, să fii trecut în registru la Betania, la pocăit, și să nu-L cunoști pe Domnul, e o tragedie. Atunci, tânărul între cuvânt cu cămare și cuvinte. Dar n-aș vrea să mă leg de cuvintele astea care le folosim noi și despre care vom da pentru care vom da socoteală. Că în ziua judecății, omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care i-a ieșit din gură, da? Spune Pavel acolo în Efeseni 4, să nu se audă cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechipzuite, ci mai degrabă un cuvânt care să aducă zidire. Vorbiți între voi cu sar, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, Efeseni și multe alte recomandări avem despre vorbe. Dar tot despre cuvinte, deci când vorbesc despre cuvânt, un singur gând să avem. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul, adică trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, îi afectat în ce privește învățătura, slujirea și trăirea lui zilnică. Ne rugăm în seara asta ca Domnul să ne dea un duc de cunoaștere în voia Lui și să ni se lasă descoperit. Pentru asta avem și noi partea noastră, că un băiat când vede o fată și îi place de fată, are el niște metode, nu vă dau eu idei, ca să o cunoască. Face el ceva ca să o cunoască. Ei, tot așa face și cu Dumnezeu. Folosiți metodele astea să vă apropiați de Dumnezeu, să aveți experiență cu Dumnezeu, cercetați cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă ajute. Vorbesc de cuvinte, dar tot de cuvinte bune, nu de cele rele. Cum ar trebui să fie cuvintele noastre? Spune în Faptele Apostolilor, parcă în capitolul 14, versetul 1, că Pavel și Barnaba au vorbit în așa fel încât o mare mulțime de iudei au crezut. Eu vorbesc și eu, doar vedeți că vorbesc. Vedeți că vorbesc mult, câteodată prea mult. Dar am rămas la expresia, o vorbit în așa fel încât mulți au crezut. Măi, cum a vorbit Pavel ăsta, măi? Că și eu vreau așa, exact ca dânsul vreau și eu. Vreau să vorbesc ca cei care mă ascultă să rămână zidit, să mă creadă. Toată vorbi mult și voi căscați. Să băi, nu-i bun felul ăsta. Pavel și Barnaba au vorbit în așa fel. Câteva recomandări. Și spun amin acum aia. Că e frate Liviu invitat și cu frață. Vorbirea voastră să fie hotărâtă. Da al vostru să fie da. Și nu al vostru să fie, știți cuvântul ăsta, da? Dincolo că sunteți hotărâți, fără multe negocieri, fără multe, știu eu, sta de vorbă cu cineva, vorbe cu două înțelesuri, interpretări, așa, vorbirea voastră să fie hotărâtă. Da, da, nu, nu. Și aici mai accentuez un lucru. Dincolo de vorbirea asta hotărâtă, trebuie să fii hotărât în a împlini ce ai spus. Păi dacă la ora 9 ne întâlnim, tu nu vii la 9 și jumate căscând că am uitat sau că am adormit sau ți-ai dat întâlnire, ai promis un lucru. El nu și ia vorba înapoi, dacă face un jurământ, în paguba lui. Știți ce se întâmplă la pocăiți și la fete și la băieți? De foarte multe ori nu se țin de cuvânt. Tratând de asta că nu e un păcat mare, e un păcat totuși.
daul vostru să fie da și nu să fie nu. Amin? Noi intrăm în cereri de căsătorie când un băieț, știu eu, cerut trei fete în căsătorie cu buchet pe toate trei. Noi intrăm acolo, că acolo e vorba lui ungurean, acolo e teren moale, acolo greu ieșim de aici. Nu? Rămânem la misiune, rămânem în seara asta. Daul vostru da și nu nu. Doamne ajută-ne! Măi, să vorbim clar. Domnul Iisus în Marcu 4:33 le vorbea așa după cum erau ei în stare să priceapă. Eu n-am un vocabular foarte sofisticat, îmi place limba română, mai sclântesc limba câteodată, copiii mă corectează și când n-am făcut acordul bine, dar la mine în sat acordul bătrânii le acceptă, la voi, studenți de la Cluj, un pic mai greu, știu asta. Dar vorbim clar. Măi, dacă vorbești cu un nivel, și ăștia au un nivel de pregătire, păi nu veni tu cu niște cuvinte care nici tu nu le înțelegi bine. Domnul Iisus uita cu cine sta de vorbă și le vorbea după cum erau ei în stare să-L înțeleagă. Asta înseamnă o vorbire înțeleaptă. Deci o vorbire hotărâtă, o vorbire clară pe înțeles, o vorbire sănătoasă. Scrie în Tit, capitolul 2, versetul 8, în învățătură, dă dovadă de o învățătură sănătoasă. Că unii au învățături bolnave, dar trebuie să dai dovadă de învățătură sănătoasă. Ce înseamnă sănătoasă? 2 Corinteni, capitolul 4, vine Apostolul Pavel, spune că noi îl propovăd, ca unii care au lepădat meșteșugii de rușinoasă și ascunsă ne facem. Deci noi propovăduim pe Dumnezeu. Când stați de vorbă cu cineva, voi frați tineri care sunteți predicatori, poate nu de mâine, poate de azi, predicați cuvântul. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, propovăduiește cuvântul. Ăla e cu C mare acolo. De foarte multe ori venim cu fel de fel de filozofii, cu fel de fel de imaginații și din cauza copacilor nu mai vedem pădurea, știți? Atâta despicăm firul în patru, atâta... Eu am întâlnit la ora actuală, din prea multă învățătură, fără sinceritate, au apărut niște duhuri acum la ora actuală, mai mult ca oricând, și vă pun în gardă, încât autenticitatea Bibliei este contestată. Ni se spun că anumite personaje, ca Avram și Moise, sunt fictive, inventate de evrei să dea bine la istoria lor. Că aici nu e inspirat de Duhul Sfânt, aici a vorbit un om. Și autoritatea Scripturii îi contestată mai mult ca oricând acum. Și asta se învață și în școli teologice și Dumnezeu să ne păzească de astfel de teologie. Da? Deci o vorbire sănătoasă, o vorbire se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe fratele Căpățână, după mintea mea, a fost cel mai bun cunoscător de Scriptură care l-am întâlnit eu vreodată. Și l-am știut și pe fratele Gheorghe Lazar, Simeonuc și Filip Avril și Văceanu și Peter Ziller și Macoviciuc și alții. În clasamentul meu ăsta a fost omul numărul unu în ce cunoaște Scriptura. Și el îmi spune, Dragoș, când predici, predica e ca o clădire. Are ziduri de rezistență. Și are ziduri de cele jumătate de becii au pus acolo la baie cu o pană de lemn. Dacă vrea cineva să dărâme zidul ăla, pune umărul și îți dărâmă și andrămaua. Dar dacă pui umărul în zidul ăla de rezistență, se împinge până moare, că el e tare. Scriptura e rezistența în predică. Floricelele, lacrimogenele, o mamă cu copii sau fără copii, și astea sunt buni, sunt frumoase, ilustrați, se numesc ferestre, dar astea, dacă nu ești atent, nici tu nu le spui de două ori la fel, că, știi? Dar Scriptura îi stâlpul de rezistență. Propovăduiți cuvântul. Și când stați de vorbă cu oamenii, nu încercați să-i luați cu filozofii. Că voi sunteți fete deștepte, pe la medicină, pe la unde sunteți, dar și el este deștepte. Dacă îmi vine cu Scriptura, cuvântul Domnului încercat. Îi trecut de 7 ori prin cuptor și are putere. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere.
propovăduim, asta înseamnă o vorbire sănătoasă. Adică îl vorbim pe Dumnezeu. Doi, o vorbire sinceră, ca unii care în lepăda meșteșugirile rușinoase s-a ascunse, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin ascult ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Noi nu umbăm cu viclenie. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem șmecherii în predicarea predicilor, în prezentarea temelor. Noi suntem sinceri, vorbim ca înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Căci noi, în al treilea rând, suntem smeriți. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Eu am participat la multe lucrări făcute de Dumnezeu. Vindecări, botezuri, eliberări. Și voiam să încurajez adunarea, să spun, Dumnezeu lucrează, odată am fost la Suceviță, Domnul vindecat unul, fratelor, era o tânără bolnavă, i-am făcut ungerea cu Domnul vindecatul, nu era nimic rău. Și o dată un frate mai în vârstă îmi spune, nu vă spun cine, apostolul Pavel a fost în cer. Băi, și ce-o văzut el acolo, o venit și le-a spus, cunosc un om care acum 14 ani a fost răpit. Și că folosește asta la persoana a treia. A fost un frate, a făcut ungerea, erau niște frați, ca nu cumva să apară un pic de mândrie. Și apare că mândria, știi, diavolul cu s-o strecoare, îți bag un zear sub picioare și gata, ești cel mai frumos din tăți. Deci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, noi îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos. Și vorbirea asta, ca să fie cu putere, Pavel spune la cel din Corint, nu duce lipsă de niciun dar. Tot în Corint spune că plin de orice cunoștință. În Marcu spune că Domnul însoțea predicile lor prin semne, minuni și tămăduiri. Bine ar fi ca în cuvintele noastre să se vadă puterea lui Dumnezeu. Și întotdeauna încercați, și cu asta spun amin, în vorbirile noastre, în discuțiile noastre, celălalt să ia o decizie. Cele mai eficiente predici sunt acele care au o parte aplicativă. Eu vă predic acum aia de David și Goliat. Goliat avea 3 metri și 25, cred că, avea o suliță mare, un căpălău mare și așa mai departe. Și a venit David, frumușel, cu ochi albaștri, cu opraștri, i-o tras în frunte, i-o căzut. Vă predic până mâine dimineață. Povestea cineva cu unul așa de frumos predicat despre David și așa învârtea ce e praștia și așa era un suspans încât unul din adunare a zis că dă-i acum, că nu, așa e. Bun, e frumoasă prezentarea asta, dar eu mă duc acasă și întreb, ce a făcut? David l-a bătut pe Goliat. Am mai văzut și băieți care se bat pe la școală, nu-i? Ei, după ce am gătat cu David și Goliat, eu trebuie să spun, fraților, uite ce avem de făcut. Când pleci acasă, asta faci. Vorbirea ta să aibă întotdeauna o parte aplicativă. Când ai spus amin, interlocutorul, ăla cu care ai discutat, să gândească, măi, ce trebuie să fac eu în urmă la discuția asta? Cereți o decizie. După ce a auzit ei aceste cuvinte, au zis lui Petru, Fapte 2, 3, 7 și celorlalți, fraților, ce să facem? Atunci vorbirea ta este o vorbire de efect. Când are parte aplicativă, când îl pui pe celălalt în fața unei decizii și Dumnezeu să vă ajute. Tânărul, între cuvânt, cu cămare și cuvinte. Aici v-am așezat pe voi, nu v-am dus la cuvintele cele rele, urâte și murdare, că nu sunteți voi de aceea. Dar ca să te miști între astea, asta e marja, între cuvânt și cuvinte din Scriptură, trebuie să-L cunoaști pe Dumnezeu. Și Osea spunea 6:3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Amin.